Bună ziua, suntem în direct pe Wowbiz.ro. De la această oră vorbim despre dragoste, vorbim despre puterea ei, așa cum avem noi emisiunile aici la Canal D, dar dintr-o altă perspectivă. Am alături de mine doi oameni frumoși, doi oameni care se iubesc, pentru că mie așa îmi place să am invitații, numai persoane care emană un loc frumos și o energie pozitivă. Vreau să-i prezint pe invitații mei de astăzi, pentru prima dată aici la mine în platou, deși eu o cunosc de foarte mult timp pe Oana Radu. Bună, Oana! Bună, bine te-am găsit așa în platoul tău. E o premieră. Și mă bucur că ai acceptat invitația noastră, este pentru prima dată și sperăm să fie așa de mai multe ori. Și sperăm să nu fie înainte. Pentru ultima dată. Este un pas înainte, mai ales că ai venit alături de prietenul tău, de Cătălin, pe care îl salutăm și mulțumim. Pentru că știu că este o prezență rară, așa, în general, da, pe micile ecrane și micile, micile ecrane. Mulțumesc că a acceptat să vină. El nu este adeptul celebrității neapărat, cât și-a dorit să mă susțină, astfel că n-a avut încotro și a venit. E adevărat, când iubești, Cătălin, trebuie să susții persoana de lângă tine, indiferent că îți place sau nu să faci anumite lucruri. Normal, da. Să mă scuzați, doar vreau să dau share live-ului ca să ne vadă. Așa că o să vorbesc cu Cătălin. Perfect. Care este alături de tine de fiecare dată. Știu că au fost foarte multe controverse în ultima perioadă. S-a vorbit despre faptul că Oana și-a găsit foarte repede perechea după ce fostul ei prieten a murit într-un mod groaznic. Da. Vreau să-mi spui tu cum stau lucrurile. Pot cum te-ai îndrăgostit de Oana? Pot să spun decât atât. Iubirea nu vine când vrem noi. Când ți-o programezi, adevărat. Niciodată, nu știu. Dacă la câți oameni, câți și-au propus, vreau să mă îndrăgostesc luna asta, săptămâna asta și să le fi mers. Ce pot să spun? Noi ne cunoaștem de foarte mult timp, dar am început o colaborare, să zic așa, cu în ce lună? Online am început-o luna octombrie, la început de octombrie, sfârșit de decembrie a fost și practic ne-am văzut în decembrie. La început de decembrie. Practic de cât timp vă cunoașteți? Ne cunoaștem de 6-7 ani. De 7 ani. Nu eram cunoștințe. Adică eram amici, nu eram cei mai buni prieteni neapărat. Ba amici, ba cunoștințe. Ba amici, ba cunoștințe, da. Depinde mai mult de el, avea toane. Eu așa, tu ai povestit la Teo puțin mai devreme că îți plăcea de Cătălin. Păi de da, mai când l-am timp. Cunoscut eu atunci prima și prima dată când l-am întâlnit, da, m-am îndrăgostit de el. Chiar da. Dar după aceea nu a mai fost, adică s-a transformat într-o prietenie. Era singur? Nici era nu știu cu cineva, dacă era. Erai tu cu cred cineva? Că era într-o relație. De ce eu n-aveam iubit, eu nici nu aveam 20 de ani, n-avusesem niciun iubit până la vârsta aia. 19. Ceva de genul ăsta, n-avusesem niciun iubit până la vârsta aia și m-am îndrăgostit, era cam o îndrăgostită, atracție. Că a durat ceva dragostea asta mea pentru el, a durat cred că câteva luni de zile bune atunci în perioada aia, dar s-a dus. Fiecare dintre voi a întâlnit pe altcineva, da, dar eu acum eram, în momentul respectiv eram cu cineva, eram cu o fată, că ne-a cunoscut noi prima dată. Acum 6 deci, ani. Deci da, era foarte puțin probabil ca noi, oricum, nu știu, eu ca bărbat, adică, cunoști o fată, nu neapărat, dacă o cunoști în primul rând ca un amic, nu sari pe ea sau să ai alte, să te... Alte nu, planuri. Dar care dintre voi a făcut primul pas în relație? Acum? Acum, da. Eu. Tu? Da. Cum? A fost foarte greu, pentru că noi fiind prieteni de atâta timp, nu pot să spun cum, pur și simplu. Așa au decurs lucrurile. Oana a trecut printr-o experiență dură, mă spuneam puțin mai devreme. Și foarte poate dură. Că apropierea voastră prima dată a fost de o altă natură. Poate ea s-a spus anumite lucruri și din prietenie s-a transformat în iubire. Noi nu ne-am îndrăgostit în sală. Deci în sală noi ne certăm. O, Doamne, ne-am da. Urât să zic așa în sală. Și de fiecare dată când o întâlnesc. Nu, o să zic eu că mi-aduc aminte care a fost momentul. Practic, eu venisem în Craiova în vizită în decembrie și începusem antrenamentele cu el și eu locuiam la prietena mea Mirela acasă. Bine, nu că n-aș fi putut să merg acasă la mine, dar stăteam cu prietenii fiind plecată la București mai tot timpul. Am preferat când veneam la Craiova sau preferam când mergeam la Craiova să stau la prieteni, adică în vizită. Și el tot spunea, măi, dar de ce nu vrei să vii să dormi la mine? Dar el prietenește, zicea
chestia asta. La Mirela acasă este foarte cald, adică ea stă într-o căldură infernală și spunea, mă, cum poți să stai în căldura asta? Până într-o zi am zis, îmi fac bagajele și mă duc la Cătălin și ei tot îmi ziceau, a, te duci la Cătălin că îți place de el. La mie chiar nu-mi plăcea, adică era pur și simplu prietenie. Și timpul a trecut, asta până de Crăciun. De Crăciun, înainte de Crăciun, eu trebuia să plec în Suedia. Repet, noi nu eram împreună. Adică noi stăteam în aceeași casă, nici măcar nu ne-am sărutat mult timp. Nu știu dacă îți vine nu să crezi. Nu erați nici prieten cu beneficii. Nici măcar prieten cu beneficii, absolut nimic. Și înainte de Crăciun, eu trebuia să plec în Suedia și i-am zis să meargă cu mine. Bine, noi oricum cumva cred că ne plăceam, pentru că deja se transformase puțin prietenia noastră, dar nu se întâmplase nimic concret. Ce asta a fost? Și la, de Crăciun a fost acel declic în care... Din cauza bradului. S-a făcut și primul pas, pasul lui Cătălin. Pasul lui că m-a sărutat, ăsta a fost pasul din punctul meu de vedere. Și atunci totul s-a transformat într-o adevărată relație. Înainte de Crăciun, adică ea fiind, stând în București, având poate prieteni în București, avea câțiva prieteni și în Craiova. Și am încercat, adică ieșeam, făceam poze împreună, ieșea cu noi, cu grupul meu de prieteni, ieșea cu noi în oraș. Dar ați lipsat când era plecată la București, nu? Noi, păi o perioadă a stat în Craiova, nu am mai plecat. Pentru că a avut un proiect cu România, dar cu ce a avut ea și a tot apăzut să stea în Craiova, perioada aia. Uite, acum lucrurile sunt frumoase și totul merge așa cum îți dorești tu, cum vă doriți voi. Dar cum treci peste prejudecățile și peste răutatea oamenilor care te judecă de fiecare dată că ți-ai găsit un iubit mult prea repede de la moartea fostului? O să zic două chestii. În primul rând, o să zic așa. Ce contează dacă sunt două zile, două luni, două săptămâni sau doi ani? Oricât timp ar fi fost, oamenii cu siguranță aveau ceva de comentat. Dacă o făceam mai devreme, eram mult prea devreme, dacă o făceam mai târziu, eram judecată pentru că a fost prea târziu. Dacă nu făceam niciodată, ziceau că de ce n-am făcut-o niciodată și tot așa. Într-adevăr, oamenii au păreri diferite, oamenii sunt complexi, noi suntem diferiți ca structuri și tocmai asta ne face mișto. Eu nu sunt supărată pe oameni pentru că mă judecă, pentru că și el de multe ori îmi atrage atenția și îmi spune, vezi, iubito, ai judecat sau știi, adică ai avut prejudecăți în sensul noi ăsta. Noi oameni în general judecăm. Nu e nimeni băgat în pielea ta și eu i-am interzis să spune lucrurile în public. Mie nu-mi plac chestiile astea. Nu va face treaba asta și n-a făcut-o și nu va face treaba asta. Unul la mână, doi la mână. Nu știe nimeni ce a fost în relație ei. În casa om. Ea nu va spune pentru că nu e frumos să vorbești. Nu vrem să... Eu consider că nu ajută o reclamă negativă, adică pe scandal și pe chestii. Ca așa știi cum, într-o relație te desparți sau omul ăla nu mai e, Dumnezeu să-l ierte, nu e frumos să vii, să vorbești despre el, cum a fost, nu s-au potrivit, e clar, sau dacă s-au despărțit. Și asta sau este adevărat, dar știi cum este și situația asta? De multe ori tu rămâi cel judecat și asta. Poate adevărul este cu totul altul. Tocmai asta și a vorbit ieri. Tot timpul oamenii vor avea de comentat și vor comenta. Asta e că ești persoană publică, adică trebuie să te asumi. De adevăr, poate strică ziua. Logic. Strică și o imagine. Dar asta e. Vin la pachet. Asta și... Asumi, asta îmi spunea Cătălin ieri, că am avut așa un pic o discuție și i-am explicat că mi-aș dori tare mult ca oamenii să mă înțeleagă, dar ca oamenii să te înțeleagă trebuie să știe povestea și tocmai de asta i-am rugat să nu mă mai judece pentru că nu au trăit viața mea și oamenii nu știu ce s-a întâmplat, nu o să spun ce s-a întâmplat în relația mea, dacă a fost sau nu bine, doar ceea ce vreau să le spun oamenilor pentru a nu mă mai judeca, nu știu că m-am grăbit, este că nu mai eram împreună cu el când s-a întâmplat tragedia, adică noi locuiam cumva împreună, dar de undeva de la începutul anului noi practic fizic nu mai eram o relație, ca să nu fiu mai detaliată. Atât. În rest, normal, și că atunci când s-a întâmplat... Acestea, da, când s-a întâmplat acea nenorocire... Eu mi-aș fi dat viața pentru tu el. Tu ai fost extraordinar de implicată. Dar cred că orice om ar face la fel. Nu știu dacă orice om... Mie mi-a plăcut foarte mult implicarea Oanei. Mi s-a eu atunci când s-a întâmplat tragedia asta, deși eu nu mai aveam sentimente de iubire, aveam practic sentimente de... Na, de prietenie, de prietenie pentru un om, eu aș fi făcut orice. Eu aș fi fost în stare, dacă, nu știu, ar fi trăit să
cânt o viață și să-l ajut, chiar dacă nu eram împreună. Adică eu am spus-o și o susțin. Omul a fost lângă mine 2 ani de zile, da, și nu mai contează. Dar ideea este că oamenii... Ai fost tare și de un sacrificiu suprem să stai lângă cineva? Nu, asta nu aș fi făcut. Ați avut mari probleme? Nu aș fi putut să fac asta pentru că nu mai aveam sentimente, dar clar l-aș fi ajutat. Știu că l-ai fi ajutat. Deci l-aș fi ajutat, clar. Dar de stat lângă el nu aș fi putut. Nu pot să mint acum, să zic că da, aș fi stat. Nu. Să știi că eu cred că e un mare păcat să stai cu ceva din mine. E adevărat, exact aici voiam să ajung. E mai rău pentru cel cu care stai. Și ție și lui. Da, Cătăline... Nu e cazul. Nu știu dacă... Să intre la mănuntele astea. Da, oricum nu vreau să mai reluăm trecutul, pentru că sunt lucruri care s-au dus. Acum am în față, așa cum spuneam, doi oameni frumoși care au și un proiect împreună despre care chiar vreau să vorbiți aici. Cătălin este un profesionist și în ceea ce face și mi-a dat o dietă care pentru mine a funcționat extraordinar de bine. Așa a apărut site-ul slăbeștecuana.ro. Cum am slăbit eu 30 de kilograme în 50 de zile, oamenii nu doar că downloadează dieta foarte mulți, ci și foarte mulți ne trimit feedback că slăbesc extrem de repede, slăbesc 10 kg în 10 zile. Păi spuneți-ne și nouă secretele, pentru că nu putem să le spunem. Nu, secretele sunt interesați. Le spun după. Da, secretele sunt în... Trebuie să știi orele la care să mănânci, în cât timp trebuie să mănânci, ce să mănânci, pentru că este o compatibilitate alimentară, să zic așa, da? Trebuie să știi ce asociezi cu ce... Cu cât timp să mănânci înainte de sală, cu cât timp să mănânci înainte de somn, sunt o grămadă de chestii. Exclus în fometarea, n-am fost de acord și nu voi fi niciodată de acord cu fometarea. În dietă acolo sunt 3, 4, 5 mese, adică... Eu am ținut dieta care se găsește chiar pe site-ul slăbeștecuana.ro, cu care slăbesc sute de oameni. Dacă intrați pe Instagramul meu o să vedeți că primesc sute de mesaje extrem de des, în care oamenii îmi trimit poze cu ei before and after, cu cântarul. Scriu, am slăbit în prima etapă 10 kg în 10 zile sau 15 kg în 20 de zile, adică de-astea, și suntem foarte, foarte bucuroși. Bine, e munca lui. Poți să dai așa niște detalii dimineața ce ai? Nu pot să dau niște detalii și vă spun și de ce. Organismul fiecăruia este diferit, dar eu vorbesc în cazul tău, pentru că ai avut niște probleme în trecut cu greutatea. Da, da. Și încă mai am de slăbit vreo 14 kg. Ca să ajung eu așa la o formă în care să-mi permit să mai am și câte un exces la o perioadă. Și... Da. Eu i-am spus-o. După ce va ajunge la forma dorită, pe aia eu îi schimb, pentru că noi am pus pe site și o dietă de menținere, care aia este mult mai permisivă. O să am voie burger? Păi tu vrei să mănânci ce te-am greșat? A, deci nu o să am voie burger, Cornelia, în nicio situație. Nu o să decât, ai voie niciodată, nici măcar decât așa, o dată, o scăpare. De ziua mea, probabil că o să mă lase să mănânc. Nu, eu vorbeam de o dietă de menținere. Ea a spus de burger. Nu poți să bagi burger într-o dietă de menținere. A, poți să bagi ca cheat meal. Păi da. Adică o masă. Păi asta, o să am voie un cheat meal, un burger? Da, o să-i logic. A, abia aștept. Adevărat, tu ai mai slăbit odată. Am mai slăbit odată și tot datorită lui. Mi-aduc aminte că am discutat la vremea respectivă vreo 40 60 aproape. 60 de kilograme. Dar bine, pornisem de la un alt era să zic altul, să vorbim de la un alt număr de kilograme. Și mai mult decât atât, tot datorită lui am slăbit atunci, pentru că m-a motivat. Mă îndrăgostisem de el și m-a motivat. Bine, atunci nu aveam nicio calificare, nu aveam... Decât îmi plăcea foarte mult. Nu doar existai, pentru că asta contează, băi. Ea spune că s-a îndrăgostit de tine. Bine, și de ce a slăbit. S-a motivat. Eu cred, cum să spun, ca antrenor trebuie să și motivezi clienții. Nu decât să le dai o dietă, să le spui micile trucuri și ai dispărut. Adică trebuie să știi să-i motivezi acolo, să vorbești, să le scoți avantajele în față. Este foarte bun la treaba asta, atât de bun încât mă enervez atât de rău. Eu plâng în sală. Chiar e rău. Dacă el este antrenorul tău, da. Și te face să și plângi. Dar nu vreți să știți, el este în sală, este o altă persoană. Dacă știți, Doamne iartă-mă, că oamenii cu dublă personalitate, Doamne ferește, el chiar o are. Vreau să spun ceva. Nu sunt un antrenor dur. Sunt un antrenor care încearcă să scoată de la clientul lui atâta cât poate clientul să dea. Adică niciodată nu i-am dat, să vă dau un exemplu, făm cu 50 de kilograme, care fac eu. Dar eu știu cât poate mâna fiecare om. Îl testez prima dată, îi dau câteva exerciții și atunci îi văd forța lui. Și în funcție de forță trebuie să tragi un pic de tine, că ar trebui să ieși din sală cu o simplă gimnastică.
Dar când ești în sală cu Oana? Dar mi-e foame deja de când vorbesc. Oana este atunci iubita ta sau este clienta ta de acolo? De ce? Cum nu-ți plac săruturile în public când m-ai sărutat toată în sală? Tu mi-ai zis de ce nu mă pupi. De ce? Asuma, când ai venit, ai plecat și când pleci, îți pupi iubitul, pupi obrazul, ce... Păi dacă tot nu-ți place, da, una e sărut, te pupă acasă. Înțelegeți voi ce vreau să spun? Da, nu, am glumit. Dar tu cum ești? El este un tip foarte serios și foarte focusat. Eu știu că tu ești săgetător și, în general, săgetătorii sunt altfel. Ei se manifestă în public. Te mă manifest în public, doar că... Da, el este un tip foarte focusat și foarte serios și asta îmi place foarte mult la el. Simt că m-a atras foarte tare pe drumul cel bun. Nu neapărat că nu eram, dar aveam destul de multe lacune și în comportament și în ceea ce înseamnă carieră și aveam nevoie de un om ca el lângă mine și am zis că orice s-ar întâmpla, eu dacă nu o să mă mai placă, o să-l plătesc să fie în viața mea. Pentru că un om ca el, adică eu am realizat foarte multe chestii de când suntem împreună. Bine, consider că și când ai lângă tine o persoană care are energie ok, care îți vrea binele, care eu face... relațietate, bine, energie. Ok, aliniera, ideea este că dați-mi voie, dă-mi voie, te rog, să termin. Eu cred că atunci lucrurile merg ca pe roate. Cel puțin de când suntem împreună ne merg multe chestii ca pe roate. Și recunoaște și tu chestia asta, că funcționăm ok împreună. Chiar funcționăm ok împreună. Chiar foarte neașteptat de bine. Asta e foarte bine. Deci funcționez foarte bine pe un plan mental, pentru că spuneai că mă completează foarte bine și aveam nevoie de cine. Deci chiar o să vă zic o chestie, sunt om cu o personalitate foarte puternică. Extrem de puternică. Și i-am spus, da. Eu i-am zis așa, că îmi doream pe cineva în viața mea care să aibă un caracter... Sau cum? Ce părere mi-a spus? Nu pot să zic că e urât. Deci, domnilor și domnilor, nu-l suporta Oana la început. Da, nu-l suportam. Nu-l suportam. Deci, să vă explic. Când trebuia să... Înainte, gen, nu... Să, ca prieten, dacă îmi zicea, hai să ne vedem la un suc, vorbesc de mai mulți prieteni, poate avea și iubită, să ne vedem, uite, mamă, nu mă întâlnesc cu el, neam. Așa spuneam. Nu pot să-l suport. Și toți mă întreabă, dar ce-i cu el? Mă disperă! Exact așa îi spuneam. Mă disperă. Un cuvânt urât, da, ăsta-l foloseam. Și uite că, na. A, și ce spuneam eu? Că mă gândeam, nu există în viața mea, nu o să pot să întâlnesc cu un bărbat care să pară în ochii mei un bărbat adevărat, pentru că nu există cineva cu un caracter mai puternic ca mine. Adică nu întâlnisem în viața asta niciodată pe nimeni, nici cunoștință, nici prieten, nici profesor, nimic. L-am întâlnit pe Cătălin, mai puternic decât mine și... Dar nu te laud, le spun tuturor doar ce trăiesc. Ce simți? Dar nu neapărat ce simt, adevăr. Noi trebuie să spunem, noi femeile în general spunem ce simți. Bărbații, într-adevăr, tot timpul stau așa mai... în spate. Nu știu, cu asta așa am crescut eu. Mie mi se pare că un bărbat nu trebuie să... Repet, este părerea mea. Trebuie să-i spui că e frumos la un bărbat. Nu trebuie să... Nu știu, ce puțin mie nu-mi plac complimentele. Nu știu, mi se pare că sunt chestii pentru femeile astea. Din punctul meu de vedere, repet, poate stați bărbați care... Totuși, la finalul acestei întâlniri, primei noastre întâlniri, aș vrea să-i faci, să-i spui ceva, un compliment frumos. Nu o să spună. Compliment frumos. Să-i spun atât, că... știu ce să-i spun, dar nu știu cum să-l formulez. Hai, gândește-te. Ea este foarte ok ca persoană, adică are nevoie de un pic de șlefuire. Ea dacă lucrează un pic la anumite chestii, este super femeie. Dar asta nu e declarație de dragoste. Dar pentru tine este super femeie, Oana, în acest moment? Da. Asta e cel mai important, asta este cea mai frumoasă declarație, ne-ai spus. De trei ori femeie, da? Sergan, te referi la fizic. Da, nu mai. Foarte grumează. Tu ai putea să-i faci dar la nu, final... Nu trebuie să fac nicio declarație, chiar nu populez. Nu vreau să fac o declarație, vreau doar să spun... Încă ceva spun, la mine nu cuvintele fac. Nici faptele, am înțeles. Faptele. Am înțeles. Degeaba nu faci o declarație acum, degeaba murez la mulți ani, dacă... Mâine... Lucrurile nu merg ok. Da. Eu nu vreau să-i fac o declarație, pentru că el știe ce simt, dar aș vrea să spun decât atât, că îi mulțumesc pentru că mi-a redat încrederea în mine, pentru că mi-a demonstrat că, de fapt, nu există nimic imposibil și că putem face absolut orice, oricând, doar să vrem. Și îi mulțumesc pentru ceea ce sunt când sunt cu el și datorită lui. Atât.
foarte frumos. Eu vă mulțumesc foarte mult că astăzi ați noi vă mulțumim tare mult pentru că ne-ați avut la voi în platou. Vă mulțumesc foarte mult și dumneavoastră că și stați un pic, iartă-mă, Cornelia, te rog, da? Am uitat să zic. Ți-ai dat și lui un follow pe Instagram, Cătălin Dobrescu, ca să aibă și el acolo cumva spectator la munca pe care o depune, pentru că are rezultate spectaculoase cu clienții cu care lucrează online și ar fi păcat să nu vadă cei de acasă ce face un om talentat și muncitor. Nu uitați Cătălin Dobrescu pe Instagram, iar pe dumneavoastră vă aștept peste maxim 10 minute să fiți alături de mine, pentru că vom vorbi despre puterea dragostei cu două persoane pe care dumneavoastră le-ați îndrăgit foarte mult în show-ul Fenomen de la Canal D, Simina și Ales Tănoan. La revedere, pe curând!